Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Nicu Covaci. Bine ne-am regăsit, dragii noștri privitori și ascultători, un invitat special pentru dumneavoastră a sosit în studioul nostru, deși are o agendă extrem de încărcată, excelența sa, deputat în Parlamentul României, Mihai Weber, și președintele PSD Gorj, care îi mulțumim cu respect că și-a rupt din timpul domniei sale, extrem de presant, să vină să vorbim despre prezentul politicii economice și sociale a partidului aflat la guvernământ, dar și despre victoria confortabilă care ați avut-o atunci când s-a dezbătut moțiunea acum două zile. Bine ați revenit, excelență! Mulțumesc mult pentru invitație. Salut și eu pe cei care ne ascultă și cei care ne privesc. Într-adevăr, ați punctat foarte bine. Timpul este, cred că, inamicul numărul unu al multora dintre noi și mă număr și eu printre aceștia, pentru că este foarte greu să te împarți în atâtea direcții în care ești solicitat. Și încerc pe cât posibil să ating cât mai multe subiecte, să fiu prezent în cât mai multe lucruri, pentru că știți cum este, îi mulțumesc bunului Dumnezeu că am avut posibilitatea să ajung într-o asemenea poziție și încerc să fac cât mai mult bine și să las cât mai multe lucruri bine făcute, pentru că orice funcție este trecătoare și dacă nu beneficiezi de momentul în care ești acolo unde ești, lucrurile trec așa de repede pe lângă tine. Și dumneavoastră v-ați implicat vis-a-vis de Gorj și nu numai pentru a dezvolta o politică socială și economică de dezvoltare de perspectivă, o politică care a punctat realizări pe toate planurile și anume în domeniul minier. Vă zbateți pentru a ușura povara certificatelor de carbon și nu numai, și de asemenea vis-a-vis de unitatea de producție de armament de la SADU, unde ați și reușit să deblocați niște fonduri pentru a porni o retehnologizare a unei unități care este în prima linie a sectorului de producție muniții armamente. Într-adevăr, sunt câteva domenii în care putem spune că am câștigat câteva victorii importante. Să le sperăm și să le dezvoltați. Să încercăm să o luăm așa în ordinea importanței și a impactului pe care îl are fiecare dintre aceste activități asupra gorjenilor. În primul rând, cred că cea mai importantă problemă pentru fiecare dintre noi o reprezintă soarta Complexului Energetic Oltenia. De această entitate economică depinde în toți, nu numai clasa politică la care fac unii referire, ci între toate categoriile sociale, pentru că discutăm de peste 13.000 de angajați și discutăm de peste 200 de firme și cu mii de angajați care gravitează în jurul acestei activități. Problema care se pune acum în a avea o continuare, o liniaritate, activitatea acestei entități economice o reprezintă costul necontrolat al certificatelor CO2. Sigur că am trecut printr-o perioadă destul de grea, dar spuneam și anul trecut, noi trebuie să găsim soluții de viitor. Noi trebuie să avem o perspectivă și nu trebuie să ne bucurăm în a găsi o soluție pentru anul în curs. Pentru că, iată că pentru anul acesta s-au găsit soluții cu greu, prin credite, prin găsirea unor alte soluții de a te conforma, termenul limită fiind 30 aprilie 2019, de a te conforma, de a achiziționa toate acele certificate, pentru că riscam să intrăm în penalități care era imposibil să le suportăm, pentru că pentru fiecare certificat neachiziționat urma să plătim 100 de euro. Și asta înseamnă că vă dați seama că și așa costul acestor certificate reprezintă mai mult de 40% din cifra de afaceri, cu la prețul de 100 de euro practic era imposibil de continuat această activitate. Bun, asta a fost anul ăsta. Pe noi ne interesează ce facem de aici înainte și nu ce facem la anul. Pentru că perioada de conformare pentru anul acesta este 30 aprilie 2020. Dar ce facem peste 2 ani, 3 ani, 5 ani de zile?
În primul rând, strategia energetică națională arată exact soarta producției de energie pe bază de cărbune până an cu an, până în anul 2030. Deci noi până în anul 2030 trebuie să avem această sau o soluție ca activitatea complexului Oltenia să continue. Sunt mai multe direcții sau sunt mai multe discuții pe diverse paliere care s-au desprins în ultima perioadă. În primul rând trebuie găsit o soluție ca sprijin, un ajutor de stat să intervină într-un fel sau altul statul și aici sigur că trebuie discuții cu Comisia Europeană pentru că sunt niște angajamente în tratatul de aderare, sunt anumite condiții și aceste certificate sunt bine reglementate, bine directive. De ce trebuie cumpărat? Știm foarte bine. Pentru fiecare megawatt produs trebuie să achiziționăm un certificat. Pentru a compensa poluarea, să spunem. Exact. Mai sunt niște condiții de mediu și așa mai departe trebuie cumpărate, achiziționate aceste certificate. Ce facem la anul? Dacă nu găsim un mecanism care să ne asigure că poate să există o soluție de a compensa, de a putea suporta aceste creșteri pe care nimeni nu le poate prognoza. Am plecat acum câțiva ani de la 3 euro certificat, 4 euro, 5, 6, a ajuns la 25, 28, 30 de euro. Unii spun că analizele, pentru că e un fel de bursă, e foarte clar și nu poți să spui, să anticipezi ce va fi la anul. Unii spun că s-ar putea să ajungă și la 40 de euro, unii spun că și mai mult, peste 2-3-5 ani. Ori dacă noi nu găsim o soluție, să avem o perspectivă, credeți-mă că, într-adevăr, viitorul nu este așa cum ne-l dorim. În 2018 s-a aprobat un memorandum de către Guvernul României, prin care, practic, se deschid portițele unor discuții cu Comisia Europeană, cu Parlamentul European, pentru a găsi o formă de sprijin, a discutat cu alte state europene care au trecut prin asemenea situații, să vedem ce măsuri au luat, care sunt direcțiile, strategiile pe care le-au aplicat. Și, sigur, pe palierul respectiv sunt discutate și sunt luate în calcul sau și constituit anumite grupe, comisii de lucru care discută și la nivel de Parlament European toată această abordare. Însă, acum, până în toamnă, până se va constitui nou Parlament European, vă dați seama că discuțiile oarecum vor termina. Da, stagnează. Însă, noi am susținut la alegerile europarlamentare, noi în Oltenia, am susținut un candidat, pe Claudiu Manda de la Craiova. El fiind și senator și o cunoștință veche de a noastră și președinte organizației de la Dolj, noi am avut o mare încredere în el și am spus că singura condiție este, te susținem fără niciun fel de probleme, singura condiție este ca acolo, în Parlamentul European, să ne susții această direcție. Deci această producție de energie pe bază de cărbune să aibă un viitor. Mai mult, e și el direct implicat pentru că și în Dolj există unități ale Complexului Energetic Oltenia. Sigur că așteptăm cu interes să se constituie noul Parlament European și să demarăm discuțiile, dar discuțiile, să știți că n-au stat. Chiar săptămâna trecută a avut loc o discuție între anumiți reprezentanți din guvern la Bruxelles, tocmai pe tema deschiderii anumitor direcții, să vedem ce înseamnă. Deci, o schemă de ajutor de stat, o soluție de a interveni statul sau a sprijini Parlamentul European cumva o țară, pentru că și în tratatul de aderare sunt specificate anumite condiții foarte clare, în care se spune că fiecare stat are datoria și obligația să-și respecte propriul interes și să decidă în consecință. Deci noi avem capacitatea și puterea pe care ne-o dă și acest tratat european să intervenim în problemele care țin de strategia noastră națională până la urmă. Sigur, o altă discuție, un alt scenariu este de a merge pe direcția crearea acelui mix despre care se tot vorbește, dar... Care se include și energia verde. Da, nu numai energia verde. Sunt două entități unde statul este acționar majoritar. Hidroelectrica și Complexul Energetic Oltenia. Găsit o formulă de a le uni printr-o fuziune, prin absorție, prin una cu alta, deci găsit o modalitate astfel încât prețul rezultat al energiei, al megawattului produs, de la cele două unități să fie competitiv pe piață. Hidro
se știe foarte bine că produce megawattul cu un preț extrem de redus sau comparativ mic comparativ cu termo. Cu termo, și atunci asigur că toate acestea, dacă sunt unite, pot să vii cu un preț competitiv pe piață, astfel încât să vinzi la un preț mai mic, scăzând și aportul populației la plata acestei energii, deci scăzând și prețul energiei către populație și scăzând și prețul producției de a megawattului, având aceste două unități unite. Mai mult, știți foarte bine că hidro depinde foarte mult de starea meteo, deci o perioadă de secetă influențează foarte mult și atunci s-a scos în evidență prin strategia energetică națională importanța producerii energiei pe bază de cărbune. Deci pilonul important al sistemului energetic național este energia pe bază de cărbune, care nu e influențată de starea meteo. Bine, bineînțeles, ca și o componentă, un procent peste 20%, un procent care trebuie să stea în acest sistem energetic național. Și atunci, găsită formula, dar aici, la această fuziune, la această unire, asociere între cele două entități economice, intervine un factor. Este vorba de fondul proprietate, care este un acționar minoritar, dar care are un cuvânt de spus. Și aici trebuie găsit o cale de comunicare între stat și fondul proprietatea, de a accepta această unire, de a putea să fie achiziționate acțiunile fondului proprietatea de către statul român, să fie majoritar. Deci aici trebuie găsit o formulă și sigur discuțiile sunt la nivel înalt, de a avea continuitate complexul energetic Oltenia, pentru că vă spun, mulți spun, domne, au interes doar politicienii. Nu, este total eronat ceea ce se spune în spațiu public. Toate categoriile sociale din Gorj au de suferit dacă complexul energetic Oltenia nu își desfășoară. Chiar la nivel de țară, pentru că este o interes strategică. Absolut este. Deci aici vă dați seama că sunt discuții, pe lângă, eu consider asta e cea mai importantă problemă, cu certificatele sigur sunt mai multe, sunt și alte probleme, nu la fel de importante, dar importante pentru zonele respective, pentru că sunt anumite fronturi de lucru și aici trebuie niște acte normative și noi am sprijinit în general, chiar am avut o contribuție deosebită. Ți-a avut o inițiativă vis-a-vis de defrișările. Mai multe, din fondul forestier, mai multe inițiative, chiar sprijinim și cu vârsta de pensionare pentru mineri și fondul forestier și alte normative care au sprijinit activitatea complexului Oltenia. De asemenea, putem să discutăm și despre alte probleme de ce țin de complexul Oltenia, dar n-aș vrea să diluăm importanța problemei respective, pentru că asta este. Să nu monopolizăm doar cu complexul, deși este un subiect care trebuie să fie pe buzele tuturor ca un subiect important. Sunt și alte, sau mai bine zis, trebuie să găsim, nu e datoria noastră, să găsim alternative la dezvoltarea economică a Gorjului. Alternativele sunt văzute, eu știu, privite de noi pe mai multe direcții. În primul rând, eu am considerat tot timpul că noi suntem un județ binecuvântat de Dumnezeu, cu un potențial turistic inimaginabil, care nu-i scos la adevărata valoare, nici 20% din potențialul turistic nu-i scos. Putem să, sigur, să intervenim aici pe mai multe direcții. Putem să scoatem în evidență operele Marelui Brâncuș, care sunt unice în lumea asta. Și putem să atragem discuții cu societăți internaționale de turism, având, sigur, un program bine făcut, pentru că de-a lungul județului, de la vest la est sau invers, cum vreți dumneavoastră, avem atâtea zone, mergând de la, plecând de la... Mănăstirile... Exact, luându-l de la Polovraș, cheile renumite, peștera, mergem Transalpina, mergem până la Tismana, Sohodol și așa mai departe. Deci ai putea să faci un program. Sunt o groază de locuri care poate să fie vizitate și care sunt de o atracție deosebită. Pentru asta am considerat că atunci când vii și oferi un pachet pentru o categorie de turiști sau pentru anumite, eu știu, zone sau chiar dacă vreți și anumite țări, trebuie să le oferi niște pachete atractive de turiști, trebuie să ai și o infrastructură rutieră bine pusă la punct. Ori, aeroportul de la Craiova este reabilitat. Deci, de la Craiova la Târgu Jiu, dacă ai un drum de mare viteză, îi aduci foarte bine. Că așa cum sunt și în marile orașe, aeroporturile sunt la ieșirea din oraș și până în
centrul orașului faci jumătate de oră, trei sferturi de oră în orice poziție. Iată că de la Craiova, dacă am avea un drum de mare viteză, până în Târgu Jiu, ar fi o chestie nemaipomenită. Aici am pus la punct acel drum expres. După ani de zile de intervenții și discuții, iată că am reușit performanța să-l ridicăm pe SEAP, nu numai studiul de fezabilitate, ci și proiectul tehnic de execuție, astfel încât în 2 ani de zile să putem să ne apucăm de treabă. Pentru că ce înseamnă lucrul ăsta? Având și proiectul în pachet cu studiul de fezabilitate, înseamnă că ți obții în toată această perioadă toate avizele necesare, astfel încât în momentul când procedura s-a încheiat, poate să fie scoasă lucrarea efectivă și poate să vină constructorii să apuce de treabă. Deci nu mai pierdem timp cu avize, avizerie, studii și așa mai departe. Atât că am depășit o fază extrem de importantă și am reușit ca este, dacă vreți, un proiect de suflet al meu la care am ținut foarte mult, ca după ani de zile să-l punem, să-l materializăm, practic să-i dăm un contur. Avem câteva unități economice și am avut vizite importante. Mulți au spus, domnule, au venit miniștrii în Gorj. Foarte bine au venit, dar n-au venit să plimbe. Pentru că fiecare ministru, când a venit pe domeniul lui, a venit să vadă situația, una e să o vezi la fața locului și fiecare dintre ministri și-a adus aportul la dezvoltarea economică a județului. La uzina mecanică Sadu a venit și a văzut pe viu ministrul economiei uzina. N-a mai fost o vizită cred că 15-20 de ani la nivel de ministru în această uzină. A văzut pe viu care sunt condiții, care sunt echipamentele de lucru, a rămas surprins. Surprins plăcut că sunt echipamente cu de zeci de ani care funcționează. Pentru că industria în alte zone ale țării este la pământ. Este pentru prima oară când s-a investit în retehnologizarea uzinei mecanice Sadu. Au fost acordați banii după solicitările făcute de către cei de la uzina mecanică Sadu și au fost acordați banii respectivi pentru tehnologizare. Contracte există și pentru anul viitor. Deci există un viitor. Asta am spus. Avem un viitor cu această uzină. Sunt peste 900 de suflete. Vă dați seama, 900 de familii care lucrează acolo. A venit ministrul sănătății. A avut discuție cu toți directorii de spitale. De la Târgu Jiu, Cărbunești, Novaci, Motru, Turceni, Rovinari. Fiecare a venit cu solicitări. S-a discutat cu fiecare șef de secție în parte. Iată că au venit banii pentru fiecare județ. Sunt peste 200 de miliarde care au venit în Gorj. Aparatură, tot ceea ce au solicitat directul managerii de spital, sigur împreună cu primarii, cu doctorii, șefii de secție și așa mai departe. Deci, se poate. Au venit bani, da? În Târgu Jiu, știu că era vorba de 100 și de miliarde, deja au început procedura de achiziție a echipamentului. Era vorba de un echipament, un computer tomograf care era necesar pe Tudor Vladimirescu, pentru că oamenii erau nevoiți să fie transportați dacă era nevoie de o intervenție la spitalul 700. Și apoi să fie relocați în... Exact. Ceea ce însemna deplasări, însemna un risc, pentru că de multe ori câteva minute înseamnă salvarea unei vieți. Și iată că s-a întâmplat. A venit și doamna prim-ministru, împreună cu ministrul apelor și pădurilor, cu ministrul economiei, ministrul finanțelor. Am discutat, prima vizită am avut-o la complexul Oltenia la Rovinare. S-a discutat cu directoratul, cu sindicatele, care sunt problemele, în ordinea importanței. Deci am încercat să avem aceste vizite aplicate și să obținem rezultatele care ne trebuie pentru Gorj. Una este să le expună cineva la București și alta este să le vezi pe viu și să constați, să ai o discuție cu fiecare om, să vezi care sunt probleme, cu fiecare reprezentant în parte și să vezi care sunt probleme. Și ușor, ușor încercăm să rezolvăm toate aceste probleme. Deci, să știți că lucrurile au început să fie percepute foarte bine de gorjeni. Pentru că, în primul rând, indicatorul cel mai important este într-o competiție electorală. Și scorul pe care l-am obținut la Gorj în alegerile europarlamentare a fost un scor de excepție. Și asta se datorează faptului că oamenii sunt conștienți, că s-a văzut implicare. Oamenii au început să simtă gorjenii
bunăstare, să simtă ceva în buzunar. Stabilitate. Sunt exact. Sunt și au văzut că fiecare dintre noi ne dorim să lăsăm ceva în urmă pentru județ. Pentru că, încă o dată, repet, orice funcție este trecătoare. Și una este să faci ceva atunci când poți și alta este să stai, cum critică unii sau alții care nu știu decât să așeze pe un scaun la televizor și să spună nu-i bine, e bine, nu-i bine și doar să critice. Nu. Trebuie să fii implicat în toate aceste probleme și vă spun că satisfacția este deosebită atunci când vezi că se și materializează multe din lucrurile pentru care muncești strict. Pentru că revin la ceea ce începusem inițial. Nu e ușor să ai o viață în care să te împarți și între București, și între Parlament, și între zona în care... Eu vă spun, 3 zile plecat, de multe ori neglijez familia, ceea ce nu e normal. N-am timpul necesar. Vin seara, dimineața, sunt prins cu tot felul de activități, 2 zile în teritoriu, întâlniri, ședințe, baie la un post de televiziune, a trecut ziua. Activității... În teritoriu, când te duci, vă dați seama, sunt acolo la Parlament, ești prins cu tot felul de chestii. Dacă vrei să te implici, te implici și asta înseamnă că trebuie să faci anumite deplasări, să vezi, să fii preocupat. Pentru că nu e ușor să știi să vezi că în Gorj sunt lucrări care au început să sunt demarate. Sunt lucrări în toate zonele, sunt peste 100 și de lucrări noi în toate localitățile din Gorj. Apă, canal, dispensare medicale, grădinițe, școli. Sunt multe lucruri care au început să prindă contur. 3 grădinițe au prins contur luna trecută. În 3 localități, o să mai fie 2. Deci vorbim de Telești, grădiniță, vorbim despre Turcinești, vorbim despre Slivilești, o să urmeze la Novaci, la Târgu Jiu, altă grădiniță prinsă. Adică se vede, dumneavoastră, vrem să îmbunătățim în primul rând calitatea actului medical, calitatea actului educațional. Asta este că dacă aceste componente merg și ușor, ușor și economia, ușor, ușor începe să meargă. Dacă sunt anumite categorii care încep să fie mulțumite, care să simt, că nu poate să spun, ați văzut, și pensionarii sunt mulțumiți că au început să li se mărească pensiile, au simțit lucrul ăsta. De la 1 septembrie crește punctul de pensie la 1265. Deci iată că pleci de la 600, 800 și ajungi la 1265. Deci este un salt, îl simți automat. A fost acolo o discuție cu pensiile în Senat, cu legea pensiilor, care a picat datorită faptului că n-a avut numărul de voturi de susținători. Păi normal, dacă PNL-ul nu votează cu 10-15 oameni, USR-ul nu votează, e normal. Că faci o lege care e pentru toate categoriile, că nu Partidul Social Democrat sau altele are pensionari, numai pensionarii sunt care sunt simpatizați. Sunt categorii care trebuie sprijinite, e normal. Și atunci, sigur, dar nu e o tragedie, că a fost Senatul, prima cameră sesizată și urmează Camera Deputaților, unde va trece legea. Sigur că da, cu atât mai mult cu cât banii sunt prevăzuți în bugetul anului 2019 pentru această majorare de la 1 septembrie. Deci nu e niciun fel de problemă, nu trebuie să se sperie oamenii. Deci astea sunt lucrurile, pentru că până acum tot ceea ce am promis, să știți, în mare parte s-a și adeverit. Că știți că de 2 ani jumate spuneau, domne, nu o să fie bani de salarii, că nu-i creștere economic, nu o să fie bani de pensii, că nu investiți. Iată că până acum și doctor, și profesor, și funcționar public, și pensionari au primit salarii și nu poate să spună că n-au primit salarii mari. Deci lucrurile sunt cât se poate, dacă e să fim sinceri cu noi și să fim realiști, haideți să recunoaștem. A început ușor, ușor să se simtă bunăstare. Ușor, ușor. Bineînțeles, nivelul de așteptări e mare. Deci tot timpul omul, chiar dacă cât i-ai dat, nu e mulțumit. Dar haideți să facem și trimitere la perioada trecută. Pentru că ceea ce își doresc cei de la opoziție... Se acum, numai cum s-a tăiat în 2010. Exact. Merg tot pe același principiu și acum austeritate, austeritate. Hai să, dacă ne ducem în spate cu timp, ne dăm seama, domne, stai puțin că e ceva în regulă. Dacă iar vin ăștia, iar ne taie. Iar încep să ne taie. Haide să fim corect. Au și spus treaba asta. Au spus... tot pe tăieri merg. Păi tot pe tăieri merg, că nu știu, e cel mai simplu lucru, să tai. Adică trebuie să spui la contribuție, să faci un program, să vezi cât de să bine e susținut, creșterea cum... Exact. Adică nu e un lucru simplu. Să te duci undeva și cel mai simplu, hai să tăiem cheltuiala cu salariu și gata, sau cu pensie. Și am terminat. Nu cred că. Adică trebuie abordat. A fost adevărată tragedie ce s-a întâmplat în guvernarea PD-ului, PD-ului de la acea vreme. Într-adevăr, dar știți ce? Și oamenii uită repede. Uită foarte repede oamenii. E foarte bine și firesc să fie. Cei mai mulți își amintesc de drama acelor vremuri. E adevărat. Asta este, uite, ce s-a întâmplat și acolo această moțiune de cenzură.
Pentru că tu vii opoziție și spui nu e bine. Critici, ură, nu-i... dar nu vii să spui vii cu un program, cu ceva în loc. Nu e bine așa, hai să facem așa. Că asta... Nu, nu e bine. Punct. Și te oprești aici. Adică tu vii cu o moțiune de cenzură. Bineînțeles, e instrumentul parlamentar de care poate să uzeze opoziția, e foarte bine, trebuie să existe o opoziție constructivă, e componenta esențială a unei democrații, e foarte bine să existe. Dar hai să nu mai fii populist, duplicitar și să umbli cu un limbaj din ăsta dublu. Dom'le, vreau, într-adevăr îmi doresc să pice guvernul ăsta pentru că eu am soluții. Uite, ăsta e programul meu, ăsta e proiectul meu, cu ăsta vin și... Păi tu vrei să pice și cât de serios ești când nici ai tăi nu s-au votat. Adică deja treci în derizoriu ca idee. Nu, am ieșit cu această victorie, da, victorie de sigur, am ieșit foarte întărit și am demonstrat că într-adevăr avem o majoritate solidă, că suntem responsabili exact și că promisiunile pe care le-am făcut în 2016 care ne ținem adeverit majoritatea. Marea majoritate noi le decontăm în 2020. Deci atunci electoratul... Pentru că programul a fost pe 4 ani. Exact. N-a fost pe 2 sau pe 3. Exact. Ai venit cu un program pe 4 ani și în 2020 electoratul a zis bună, da, nu, man, ai făcut, ai realizat lucrurile ăștia, te votăm în continuare, nu le-ai realizat, du-te acasă, vin alții care au alt program, în care credem și merg mai departe. Dar or să vii să schimbi acum regulile în timpul jocului, că sunt niște alegeri europarlamentare care... Haideți să discutăm, au fost alegeri europarlamentare, nu înseamnă că schimb guvernul, că nu mai e de legitimitate guvernul când tu vii și votezi pentru europarlamentare care au cu totul și cu totul altă miză. Este foarte adevărat că ce s-a întâmplat sunt niște lucruri care nu le poate înțelege nimeni, nici cel mai specialist dintre acești analiști politici, pentru că înțelegi votul care îl dai la un anumit partid tradițional, dar nu înțelegi ponderea bunui vot la anumite formațiuni care n-au structuri, n-au program politic, n-au nimic, n-au reprezentanți în anumite județe și totuși obțin votul. Azi că s-au și ridicat o seamă de desene de întrebare care pun în discuție anumite aspecte. Păi da, sunt logice, adică să iei... Vis-a-vis de numărul de votanți și numărul de voturi care au ieșit. Sunt anumite aspecte care, într-adevăr, sunt de discutat, dar făcând așa o analiză, da, discutăm despre alegeri europarlamentare. Ce ar fi însemnat, de exemplu, că în 2014 s-a ales președinte și în 2016 a fost alegeri locale în care a obținut un partid sau o alegeri parlamentară un scor și atunci trebuie să schimb președintele ales de la altă formațiune? Nu, fiecare alegere are specificul ei, da? Miza este cu totul și cu toată diferită de la alegeri la altul. Este foarte adevărat că trebuie să ne facem și noi o analiză ca Partid Social Democrat, pentru că noi ce am reușit să ne conservăm numărul de voturi, că dacă faci o comparație între voturile de acum și voturile din 2014 la alegerile europarlamentare sunt cam același număr de voturi. Deci noi ne-am conservat electoratul nostru, dar noi n-am reușit să atragem din cei nehotărâți și cei care n-au votat niciodată, practic cei care s-au regăsit în prezența aia masivă la vot, n-am reușit să atragem din oamenii aia. De ce? Aici trebuie să ne punem întrebarea să vedem. Pentru că oamenii, o parte din acei oameni au votat pur și simplu că este un trend european. Că, na, s-au dus la vot. Au votat anumite formațiuni care n-au nimic. Încă o dată, repet, înțeleg și aș înțelege orice vot sau orice procent, mai mare sau mai mic, al unui partid tradițional. Un partid cu structură, un partid cu organizații teritoriale, bun. Electoratul migrează către... Așa e normal, așa s-a întâmplat. Dar nu voi înțelege niciodată un vot care se dă pentru o formațiune care pur și simplu nu există. Adică ca și organizare, ca și program. Da, dacă ar fi venit cu un program, domnule, asta vrem să facem, asta e programul care mergem. Uite, ne-am făcut structură, ne-am făcut organizație aici, mergem, vrem să demonstrăm? Bun, dar, mă rog, acum eu vă spun personal anumite întrebări care mi le pun, la care nu găsesc răspuns. Da, la analiștii politici, domnule deputat, că aceste alegeri europarlamentare nu sunt atât de caracteristice pentru ceea ce înseamnă fenomenul politic românesc. Ele au o oarecare atipicitate. Corect. O oarecare diferență vis-a-vis de ce înseamnă și iată, la moțiune ați dovedit că v-ați menținut trendul și priza. Am dovedit la că suntem responsabili, domnule. Populație. Suntem responsabili, avem majoritate, într-adevăr, și că am venit în fața oamenilor cu un program și vrem să respectăm.
Și v-am spus, noi nu decontăm acum, nici în toamnă la prezidențiale, decontăm în 2020, la parlamentarele naționale. Atunci se trage linie. Atunci atunci aveți, fie exact cu programul, cu cărți și spui cât la sută ai realizat, care-s direcție care le-a, când ai realizat. Și atunci oamenii sigur că au posibilitate să aprecieze sau nu activitatea și realizările depuse. Și sigur, votul este singura modalitate prin care poți să-ți arăți aprecierea sau simpatia pentru o formațiune sau altă. Excelența voastră, vreau să vă întreb, domnule Mihai Weber, despre cum pregătiți acel sondaj pentru a recâștiga cele două mari municipii ale Gorjului prin fotoliul de primar. Ați făcut niște declarații și vreau să ne spuneți la cald acum ultimele noutăți. Deci am dat drumul la un nou sondaj. Am făcut un sondaj înainte de alegerile europarlamentare care... Mai lărgit a spus dumneavoastră. Da, care nu a fost foarte concludent, pentru că a fost o bază, doar o bază așa, de a ne face de anumite discuție. Orientări pe anumite persoane, pe anumite formațiuni, să vedem și noi să avem o bază de plecare. Să vedem cum stăm. Însă, am dat drumul la un sondaj pe cele două municipii, așa cum am spus, pentru că, în primul rând, vă spun de la bun început și am spus-o tuturor. Chiar nu mă interesează gradul de rudenie, simpatia, legăturile prietenești existente între unii sau alții. Mă interesează foarte clar, ca și partid, ca să obținem persoana care are cele mai mari șanse să câștigăm aceste două localități. În ordinea importanței, municipiul Târgu Jiu și după aceea municipiul Mutru. Am băgat în sondaj mai multe persoane în ambele localități și cred că într-o săptămână, două, cel târziu vom avea și rezultatul acestor măsurători, iar pe baza acestui rezultat vom avea discuțiile necesare, pentru că vreau să vă spun un singur lucru, că în momentul când vom trage o concluzie asupra unei persoane și persoana respectivă din toate măsurătorile reiese, care are cele mai mari șanse, toți trebuie să ne concentrăm energiile, forța, pentru ca persoana respectivă să obțină fotoliul de primar. Foarte important că în aceste sondaje, în aceste măsurători, cel mai important lucru este și vom ține cont de dorința electoratului. Sunt un set de întrebări care privesc problemele cu care s-a confruntat fiecare persoană în parte, fiecare persoană sondată și vrem să vedem exact ce soluție au oamenii, ce ne cer oamenii, care este dorința cetățenilor, astfel încât să venim cu, să ne pliem exact cu profilul persoanei respective și v-am spus să aibă cele mai mari șanse. Pe așteptările cetățenilor. E cel mai important lucru. Mai ales lucru. Având în vedere că dumneavoastră ați câștigat de-a lungul vremii de foarte multe ori aceste municipii cu scoruri mai mult decât impresionante. A fost, într-adevăr, a fost scoruri destul de mari și de asta este important, în primul rând, să recâștigăm Târgu Jiu, care a fost fieful nostru al PSD-ului și, bineînțeles, municipiul Motru, de asemenea, pentru că și acolo domnul Hanu a fost un primar extrem de apreciat, care a câștigat competițiile electorale și sigur că ne dorim foarte mult să avem și municipiul Motru de partea noastră. Eu cred că mai sunt și alte localități care nu sunt acum în dreptul Partidului Social Democrat, dar care cu siguranță le vom câștiga, pentru că am dovedit de-a lungul timpului că pe noi, sau cel puțin pe mine personal, niciodată nu m-a interesat culoarea politică a localității, a edilului localității respective. Orice primar care a venit să susțină anumite proiecte, care a venit la București cu anumite teme, l-am susținut, pentru că mă gândesc în primul rând nu la omul respectiv, ci la faptul că omul respectiv reprezintă o comunitate. Și proiectele care sunt și care vrea să le dezvoltă în unitatea, în zona pe care o pastorește, sunt proiecte care aduc beneficii tuturor cetățenilor zonei respective. Pentru că mai avem mai puțin de 4 minute, excelența voastră, vreau să ne vorbiți care ar fi pe agenda dumneavoastră la momentul în care discutăm prioritățile
zero pentru Gorj, pentru care dumneavoastră luptați la momentul acesta? Păi, în primul rând vreau să materializeze cât mai multe din proiectele începute. Să numiți și câteva. Sunt, păi, vreau să vă spun că în fiecare localitate există o lucrare, două, trei. Deci, sunt adevărate șantiere, cum spun primarii. Exact, sunt șantiere în fiecare localitate. Aș vrea ca acestea să se închidă cât mai repede, sau cele care sunt în faza de... Să se finalizeze. Exact, cele care sunt în faza incipientă să înceapă și să... Să mărească ritmul. Să intre într-un ritm mai alert. Pentru Târgu Jiu și pentru Gorj, îmi doresc ca să fie cât mai repede pusă la punct rețeaua de infrastructură rutieră. Și aici mă refer la toate aceste drumuri care deservesc, sau intrările, porțile de intrare în județul Gorj. Vreau de asemenea să se continue lucrarea începută anul trecut, că e singurul drum, să spun așa, nereabilitat din Gorj, ieșirea din Târgu Jiu spre Tizmana, Baia de Aramă, unde anul trecut a început o porțiune de reparații și iar anul acesta cel puțin 20 de kilometri, dacă nu 30 de kilometri, aș vrea să-i văd asfaltați, să fie gata. De asemenea, partea de 67B, Scoarța, Cărbunești, vreau să intre în reabilitare și aici mă refer la infrastructura, strict infrastructura rutieră. Avem discuții, am inaugurat un serviciu, un sediu nou, Registrul Auto Român, care, în primul rând, e un serviciu de calitate la care se adresează toți gorjenii. Și care a ușurat foarte mult, să spunem, greutatea timpului mare de așteptare pe care îl îndurau. Exact. Trebuiau să treacă prin acest serviciu. A generat și locuri de muncă, noi, dar și facem un serviciu de calitate, semnate. Un serviciu de calitate deosebit. Avem centura Târgu Jiului, care trebuie să o finalizăm, să găsim metode, este prinsă acum iarăși ca licitație, dar sunt implicații din partea și a primăriilor cu planurile parcelare, dar și aici trebuie sprijinit, pentru că avem ceva de care să ne luăm. Avem de asemenea partea de la Lainiș Podu, unde e o restricție de tonaj și care creează nemulțumiri transportatorilor și acest obiectiv trebuie finalizat cât mai repede cu putință. Sunt foarte multe, dacă ne gândim așa, dar pe diverse paliere, sunt foarte multe lucruri. Avem câteva inițiative acum care deblochează fronturile de lucru pentru Complexul Energetic Oltenia și chiar săptămâna asta o să avem o discuție. Am și vorbit astăzi și cu domnul ministru Dene și cu doamna prim-ministru să discutăm aplicat și am creat o comisie de lucru. De asemenea, la Ministerul Transporturilor, luni, vom avea o discuție privind abordarea investițiilor care trebuie făcute pe CFR, pentru că și acolo trebuie făcut un calendar comun. Cei de la CEO pe relația Turceni trebuie să-și asigură stocul necesar, astfel încât CFR-ul, când intră în reabilitare cu podurile respective, atunci să aibă stocul necesar să funcționeze. Da? Sunt foarte multe, chiar sunt foarte multe direcții pe care putem să mergem. Lucrați. Și dar noi lucrăm foc continuu și le-am spus și colegilor mei, președinți de organizații primari, noi suntem în campanie electorală permanentă. Noi trebuie să fim tot timpul prezenți, noi trebuie să discutăm cu cetățenii, trebuie să avem diverse abordări, pentru că este normal. Acum, chiar astăzi le-am spus că vreau pentru elevii care termină bacalaureatul cu nota 10 în Gorj, partidul să le asigure accesul gratuit pe insuliță, la strandul de la ANA. Deci vreau să dezvoltăm, vreau să creez un departament special pentru tineri, pentru studenți, studenții care termină prima sesiune de anul ăsta, deci în iarna 2020, în vacanța de iarnă, cei care termină cu nota 10 vom merge într-o tabără de schi la Rânca. Încercăm să deschidem ușile și comunicarea către oameni, să vedem, sigur, cu problemele cu care se confruntă, dar în primul rând îmi doresc ca județul Gorj să înceapă să crească economic și cred că are un potențial deosebit și să poate. Chiar a început să crească, vedem cu toții și ne bucurăm că, iată, se mișcă ceva în România și se mișcă spre bine și locul de muncă, și economic, și social, și, cum spuneați dumneavoastră, pe toate planurile, pentru că tot ceea ce înseamnă viață socioeconomică înseamnă dezvoltare și progres. Exact. Și, cum spuneați dumneavoastră, o campanie pentru administrație și pentru
pentru progres și promovarea a ceea ce e nevoie în județ. Noi vă mulțumim mult, excelență, vă urăm putere de muncă și o vară fierbinte, așa cum ați spus, cum o să o aveți, și să vă pregătiți cu spor pentru ceea ce se întâmplă în iarnă, alegerile prezidențiale. Noi vă mulțumim încă o dată, vă mulțumim și dumneavoastră, dragi primitori și ascultători, rămâneți lângă noi, pentru că surprizele nu se opresc niciodată. Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine, începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Nicu Covaci.